Cu gândul la meciul decisiv de săptămâna viitoare cu RCM Galați, ruibiștii de la CS Năvodare au pierdut clar disputa din Cupa României cu RC Bârlad, scor 10-40. Mai experimentați, oaspeții s-au impus și se califică pentru faza următoare a Cupei României Gold Corporation. Pentru acest meci, antrenorii năvodăreni Cristian Husea și Cornel Suciu au hotărât să menajeze o parte dintre titulari pentru a-i avea în formă la partida de săptămâna viitoare. În strategia noastră niciun meci nu e mai puțin important ca altul. Într-adevăr, nu e un meci care ne-ar interesa în mod deosebit, pentru că după etapa asta vom întâlni echipe din Superliga unde noi clar nu suntem pregătiți. E adevărat, spune la viitoare avem un meci foarte important, un meci de calificare în play-off. Eu sper că vom face figura frumoasă și ne vom califica mai departe. În sezonul regulat din divizia A1, CS Năvodar mai are de jucat acasă cu RCM Galați și în deplasare cu Calatis Mangalia. Pentru a se clasa pe primul loc și a se califica în play-off-ul competiției, dobrogenii au nevoie de o victorie.